Salve șacalilor, ce faceți? Deci dragi fete și dragi băieți, vreau să vă spun că astăzi am chef să fiu extraordinar de serios. Este un videoclip în care mi-am propus să nu râd și vreau să duc ăsta până la capăt, da? Bun, deci pentru asta nu voi râde, ok? Așa, bine, deci deja mi-a dat lacrimi să mă ok, consum râs acum, facem tehnica matching candy. Tehnica matching candy face să îți consum lacrimile înainte de videoclip. Cine râde este efectiv Roșia Montană. Dacă ai râs, ești Roșia Montană. Eu sper să nu fiu Roșia Montană astăzi. Vreau totuși să vă mulțumesc, ia uite ce scrie aici. Durata de vizionată a abonaților, ia uite, 51% s-a abonați și 48 neabonați, bă, am reușit. După atâția ani, bă, în sfârșit îți mai mult abonați decât neabonați, bă. Trebuie să ducem procentul ăsta din neabonați, frate, la 10%, fraților, așa că dacă vezi asta, abonează-te ca să nu devii Roșia Montană. Ca să vedeți cât sunt de serios, o să-mi trag acum doi pumni în burtă, pentru că eu nu mănânc ciuperci aici, frate, ce ceai eu, măsii? Am zis că nu râdem. Bun, asta ca să încep video serios, așa. Hai. Let's go, gata, asta au fost. Ok, foarte serios, gata. Ok. Ok. Nu s-ar mire ale ca să nu sun. N-am chef să râd, după cum am zis. Easy, peasy. Dacă dădea ăla era direct sănătatea la hambar. La urmă ce aveau dacă dădea așa la cim? Ce era? Mari chestii. Cine? Vedeam și noi prin cer ce era așa mari chestii. O hală din județul Bacău a fost explodată de un youtuber cu probleme psihice. Ok, continuăm. What the fuck? What the fuck? Man, își mișca pozițiile fundului. Ce puiuți drăguți, fraților. What kind of mask is this? And where does this strap go? Ma. Așa, continuăm. Ma. Watch out, walk me out! Why? Oh my god, I can't breathe! Thank you! Oh my god, this belt is so tight! I will drown! What the fuck? Cum faci aia? Poate ești la fac la cima. O combin pe asta pe Tinder să ieși cu ea și tu să fii tipul ăla glumeț, știi ce zic? Mâncați voi porții de spaghetti carbonara, fraților, și-i zici și tu o glumă. Ce să mai, bă, că iese sosul bechamel direct pe nas să ieși, prost. Efectiv râgâia, frate, când râdea. Da, se pare că a fost foarte... A fost o greșeală din partea mea, foarte neprofesionist, dar sunt gata să nu mai râd. Hey bro, you want some fun? Hell yeah. I already seen that, bro. I got a new one. Damn! What? What? Bă, m-ați speriat! What the fuck, mamă, ce... Bă, la ce... Bă, de ce... Bă, ce m-ați speriat, mă, ferească Dumnezeu. La asta nu mă așteptam, dau încolo de treabă. Yeah, yeah. Marșe. Marș. Marș. What the fuck? Efectiv vorba aia cu ție s-o ochii din orbită oficial e adevărată. Cum se face așa ceva? Bă, dar tu-ți dai seama ce super putere e asta? Nu vă faceți griji, pentru fiecare râs o să-mi trag încă un pumn în burtă, pentru că am fost efectiv un necioplit. Dar gata, fraților, m-am hotărât și vreau să mă pun pe treabă, gata cu râsul. Am râs destul cât am fost copil. Acum este timpul să fiu un bărbat serios. Azi eu să trecem la treabă. No, it's not always about the or the arara or the anita. Sometimes it's just about the hurra. The right way to eat pizza. Man, what the f that is. No. Hurrașa! Hurrașa! Asta cumva doarme la cine... Da, he's still sleeping. N-am, nu, nu, asta nu. Frate, doarme la cinema. Excuse me, sir? Uite, poate, trezăște-te!
Excuse me, sir? Băi, ești prost? Are somnul ca o piatră, ești prost? Penis. What the fuck? Mentu, ze... Hello? Nu pot să cred. Fire? Bă, ăștia, dar și ăștia nebuni. Mamă, nu pot să... Bă, dar și ăștia nebune. Bă, cum s-au gândit ăștia? Adică cât de prost să fii să crezi că poți să-l trezești? Omul meu probabil a dormit la ceva Spider-Man No Way Home, adică unde erau era sonorul ăla din toate părțile. Surround 7.1 Home Cinema de la Pachet, știi, din duia sala. Adică omul meu a dormit în timp ce rula filmul. Omul ăsta este efectiv imposibil de trezit. Oh. Oh. Yes. Frate, și-o bătut joc de actorul meu preferat, efectiv. Ah, ce drăguț ninji. Sunt frec una. Head and shoulders. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. La ce mă uit? Efectiv, asta e cea mai drăguță chestie pe care am văzut-o. Efectiv, cea mai drăguță chestie pe care am văzut-o. Abia aștept să iau pisică. Aici ce Dumnezeu să mai... Dar nu mai râd, fraților. Poate să se întâmple orice. What the fuck? Te rog. Deci nu este real. Deci efectiv... Deci efectiv nu este real. Nu pot să cred. Deci nu pot să cred. Deci nu pot. Deci efectiv refuz să mă uit la clipul ăsta. Let's go. Muchas gracias, esta afición es para vosotros. Așa, continuăm. Привет. Yo, chat, why this game so fun, chat? Alright, so can I get your phone number? 911. Oh, shit, no, damn it. Each bowl has 2 packs of ramen, exactly 2 packs. And I'm usually a 1-pack girl. Challenge-ul o să fie mult mai greu pentru că am găsit un video în română care se numește Încearcă să nu râzi, faze tari. Adică cu siguranță vor fi faze foarte tari și foarte amuzante, la care cu siguranță mă voi abține cu greu să râd, pentru că este chiar din România. De astea din România sunt cele mai amuzante chestii pe care le-am văzut în viața noastră, de la Julius Caesar până la Snic Luci. Așa că hai să vedem. Da, foarte amuzant. Da. Bine, oarecum este relativ amuzant. Frate, cum Dumnezeu merge asta cu spatele? What the fuck? De ce există așa ceva? Let's see what you got, wa? Yeah. Say you go hit it one time, or? One time. Ia să vedem. Foarte amuzant, clipurile astea acum. Faze amuzante. Efectiv, doamna mea a uitat că e în VR. Băi, ești prost, dar ce țâpă, doamna? Ce-am văzut? What the fuck, nici mi-am dat seama. Asta e cea mai random chestie, mă, oră. Doamne Iisuse Hristoase și Dumnezeu meu Sfânt, am zis că nu râd, Doamne. De ce am fost giftuit cu acest dar, sau poate păcat, sau cine știe cum poate fi numit, depinde de voi, de a râde ca prostul
din orice. Acum, dacă stau și mă gândesc mai bine, efectiv, cred că seriile astea nu sunt pentru mine, bă. Adică genul ăsta de episod chiar nu mă prind. Da, nu mi-a luat decât câțiva ani să-mi dau seama. Da, da. Oare am să fac vreodată în viața mea, cât o mai țin YouTube, cât o mai fac YouTube, cât o mai fi pe platforma asta, oare o să fac un videoclip, încearcă să nu râzi, în care chiar reușesc să nu râd? Efectiv, cum ar fi videoclipul ăla? Cred că ce trebuie să fiu? Să fiu în depresie totală? Cred că să nu fi mâncat de 3 zile, să nu fi băut apă, nimic. Cred că așa trebuie să fie. Nu, că eu dacă sătul râd repede, știi? Dacă mi-e foame, da, râd mai greu, știi? Dar dacă sătul, efectiv, râd foarte repede. O să mă duc și eu la Survivor, fac o leacă foamea și mă întorc după o lună așa, schilot. Știi? Și după efectiv o să pot, o să fac... Ia, să vedem. Doamne, la ce mă uit? Nu te faci și de școală. Bătut, vă mai putem pe șahrat, și facem, vedem ce te, și facem, și vedem ce te, și facem, facem în ce vedem școală, facem în de tot, de când ne facem cobra. Foarte tare. Efectiv mi-a plăcut rău de tot. Aoleu, cunosc videoclipul ăsta. Uai, în clasa a 6-a râdeam la ăsta. Și șei baiul. Ori e tri, de rău ori de bine. De bine. Bă, da, ce limba, uite. Uai, cât râdeam la porcăria asta. Nu, tu ce? Doamnele, nu m-am mai filmat, că filmat-o eu ieri, tu ce băcatele. Nu e nicio problemă, că numai câteva secunde am un doar, nu m-am. Da, sim. N-am fi baia, mă. Stai loc, omule, că eu sunt beceagă, nu mă bai filmat. Beceagă. Cum? La pula! Da, lasă-mă că nu știi, nici nu ce-a făcut mă ta când a stai eu aici. Merg-te, mă, omule! Ce crește aici? Ce? Dar ce e să cresc aici? Păi să-mi spuneți, ce crește? Da! Ce animal? Da, zi! Bine, spuneți! Da! Nu ne ziceți? Nu! De ce? Nu vreau! Nu, eu vreau... La ce uit? Da, ne ziceți, da, ne ziceți nu. De ce? Nu vreau. Deci imaginați-vă că în clasa 6 aveam 12 ani și acum am aproape 22 de ani, ca să înțelegeți la ce am râs. Dovada că eu am, efectiv, nu am evoluat deloc. Practic nici măcar nu m-am menținut, efectiv am involuat. Frate, efectiv și ai șocat cum m-am cât de random. Frate, John... Efectiv nu l-a văzut pe John Cena. Da, eu zic să mai vizionăm o dată clipul dinainte pentru că efectiv trebuie să observăm un detaliu micuț. Vă provoc. Sunt atât de multe întrebări în capul meu în momentul ăsta. O să întreb și eu ca ce fel de reacție adversă a fost aia? S-a speriat? A căzut pe pelvis și ăla aerul din burtă a fost împins? Sau de cât timp o ținea? Sau ce s-a întâmplat? De cât timp ținea în ea chestia aia? Un an jumate, cât a stat acolo? Pe ca să iasă așa bomba aeriană, fratele meu. Legit, a fost extraordinar de scârbos. Să fim sinceri, am fost foarte scârbos. Nu pot să zic decât că sunt foarte dezamăgit de mine. De ce am râs la chestia asta? Cred că efectiv așa o să numesc videoclipul. De ce am... Vreau să-l numesc altfel, dar acum o să întreb de ce am râs la chestia asta. După cum am zis la început, cine a râs a fost Roșia Montană. Așa că să las în comentarii dacă ai fost Roșia Montană. Eu aparent am fost o Roșie Montană. Așa că aia e. Efectiv, ce să zic, nu mai zic nimic. Eu sunt Nic, a.k.a. Roșia Montană. Aș fi vrut să zic că aveți chestii în descriere, dar dacă vreți să mă găsiți, după cum am zis, o să mă căutați. Dacă vreți celelalte două canale, le găsiți. Dacă vreți Instagram-ul, găsiți. Grupul de Facebook, îl găsiți. Nu mai are rost să lungeți video cu porcării de astea, așa că eu, ca de fiecare dată, ce să vă mai zic, beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat!